Bine v-am găsit! Elena, deschide! Deci românii de afară, deci toată ăla m-au nebunit în jos. Să aveți grijă și din noi, ca Alina. Bună ziua! V-au întâmpinat doamnele, domnul președinte! Cine? V-au întâmpinat doamnele la galai! Da! Bună, colegă, bună! Uite așa, oamenii buni au loc oriunde. Mulțumim, domnule președinte. Cu plăcere. Traian Băsescu s-a declarat mulțumit de rezultatele electorale obținute de Partidul Mișcarea Populară în 2014, însă fostul președinte nu are de gând să devină membru al niciunei formațiuni politice. La conferința organizațiilor PMP, Băsescu i-a asigurat pe populari de suportul său dacă aceștia i-ar solicita ajutorul. Noi avem un parteneriat nu pentru că eu mai am aspirații politice, ci pentru că cineva, dumneavoastră adică, v-ați asumat responsabilitatea să continuați niște politici care au început în timpul mandatelor mele. La eveniment au fost prezenți delegații din județul nostru, dar și din Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău și Vrancea. De asemenea, la cele două întruniri au mai participat președintele PMP Eugen Tomac, președintele Fundației Mișcarea Populară Cristian Diaconescu și europarlamentarul Siegfried Mureșan.